Palatul Culturii Teodor Costescu activează o nouă oportunitate culturală pentru adolescenții din Drobeta Turnu Severin, principalii noștri aliați în proiectele de valorificare a patrimoniului cultural al orașului nostru. Se va organiza o tabără creativă pentru 32 de adolescenți din oraș, interesați de povești și literatură fantastică. În principiu, condițiile sunt mai simple decât îți poți imagina. 1. Trebuie să ai o vârstă cuprinsă între 14 și 16 ani. 2. Trebuie să iubești cetatea Severinului și istoria orașului. 3. Trebuie să ți dorești să contribui la realizarea unui nou conținut cultural care să facă cetatea Severinului mai atractivă și mai interesantă pentru vizitatori. Cei 32 de adolescenți vor ocupa, practic, cetatea Severinului în mai multe valuri, în perioada 20-23 august, 24-28 august și 1-4 septembrie, derulând mai multe intervenții artistice și de învățare, asistate pedagogic de o serie de profesioniști și educatori culturali. Despre proiect, ce ne puteți spune? Este într-adevăr pe linie culturală și așteptăm ca și Severinene să se implice. Da, e al 10-lea proiect câștigat de Primăria Municipiului la Ministerul Culturii prin Administrația Fondului Cultural Național. Deja cei de acolo sunt, ne consideră așa și sunt mândri de modul în care noi am reușit să câștigăm multe proiecte și să le implementăm proiecte culturale la Severin. Vorbim acum despre proiectul Ne ocupăm cu cetatea, cel care a fost de curând adjudecat în sesiunea de primăvară a implementării proiectelor și care în perioada următoare va crea o atmosferă de tabără școlare de adolescenți în cadrul cetății medievale, unde tineri, adolescenți între 14 și 16 ani vor ocupa cetatea cu diverse lucruri pe care le vor face în perioada în care vor sta gratuit într-o tabără ca pe vreme. Și pot să vină și cu povești noi, povești care vor să avea, vor avea fiecare astfel de grup de copii, vor avea câte un instructor. Noi am emis un comunicat către toată presa locală, acolo vor găsi detaliat toate lucrurile astea. Vor avea câte un instructor, care vor fi patru grupe pe patru ateliere distincte de lucru, vor scrie povești, vor învăța să facă ghidaj, va fi un grup special care va învăța să facă noțiuni de săpături arheologice și toate lucrurile astea vor fi combinate într-un final cu anumite filmări și anumite aspecte generale care vor rămâne pentru cetate, create de adolescenții orașului. Și la fel ei după aceea pot reveni în cetate. Întotdeauna ca și scopul principal al acestor proiecte este ca adolescenții să fie încărcați cu istoria locală și atunci când cresc și vor pleca oriunde pe meridianele globului să-și amintească cu drag de lucrurile natale și să promoveze. De fapt, automat este un model de promovare și mod de promovare a locurilor natale. Recrutarea adolescenților se face pe principiul primul venit, primul servit. Participanții vor fi grupați în patru ateliere tematice de câte 8 persoane și vor fi antrenați în diverse activități de conținut creativ și cultural, care dau înțelesuri noi cetății Severinului. Atelier de scrieri creative, povești, imaginare despre istoria cetății, perioada 20-23 august, ateliere de storytell pentru conceperea unui scenariu prietenos și comic ce va intra în repertoriu de ghidare a vizitatorilor cetății, perioada 20-23 august. Atelier de curatoriat pentru conceperea și producția unei expoziții cu soluții de promovare creativă care folosesc elemente din istoria cetății, perioada 24-28 august. Atelier de arheologie demonstrativă în Amfiteatrul Roman Drobeta și într-o locuință medievală din perimetrul respectivului amfiteatru, pentru înțelegerea prin comparația modului cum s-au făcut descoperirile din cetate, perioada 1-4 septembrie. Prin acest proiect, tinerii se pot înscrie pe regula primul venit, primul servit și cei care sunt chiar interesați vor avea ce să învețe, pentru că vin profesioniști care cu asta se ocupă de o viață întreagă și vor să lase și ei mai departe moștenire, cunoștințele și abilitățile pe care le-au dezvoltat. Este și un punct de plecare pentru o meserie, pentru tinerii adolescenți din Drobeta Turnu Severin, pe care îi așteptăm și la alte proiecte, dar mai ales la acesta, care este local și istoria de peste 2000 de ani a
municipiului Drobeta Turnu Severin poate fi pusă în valoare după ce și ei își apropie aceste abilități. Încercați cumva să retreziți interesul pentru istoria locală, pentru valorile culturale? Da, mai ales că sunt multe informații pe care ei nu le au. Efectiv, nu au ajuns în posesia lor și aici văd efectiv și rezultatele finale, pentru că sunt turiști în fiecare zi și de peste tot vin și sunt foarte, foarte impresionați. Dacă nici noi, cei din partea locului, nu suntem impresionați, este mult mai greu ca să aducem un plus valoare și acestor evenimente, dar și proiectelor viitoare. Cât de valoros este acest obiectiv turistic pentru Drobeta Turnu Severin? Având în vedere faptul că este și în toate traseele turistice pe care le-am implementat în ultimii ani, eu consider că este cel mai important, cel puțin din punctul de vedere al primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin. Participanții selectați vor dormi pe perioada atelierelor în spații de cazare ale Palatului Culturii. Organizatorii vor asigura toate condițiile necesare de cazare, masă și echipamente de lucru. Fiecare atelier va fi coordonat de un instructor specializat pe una dintre temele fiecărui atelier. Toată tabăra este gratuită. Condiții și metode de înscriere: respectarea vârstei de 14-16 ani. Orice adolescent din oraș, indiferent de mediul din care provine, etnie, sex, se pot înscrie la acest atelier dacă dorește și dacă este interesat să contribuie cu idei și cu propria creativitate la aceste ateliere, în beneficiul proiectului și al cetății Severinului. Înscrierea se face prin e-mail la adresa Palatul Culturii Turnu Severin @yahoo.com sub forma unei solicitări libere din partea unui părinte cu menționarea numelui și prenumelui adolescentului, a numărului de telefon a atelierului pentru care optează. De asemenea, e-mailul trebuie să conțină două trei fraze din partea adolescentului în numele căruia se va face această solicitare, în care să se motiveze decizia de participare. Deja o parte din ateliere s-au înscris adolescenții pentru ele. Cel mai căutat este cel de săpături experimentale arheologice, unde ieri sau alaltăieri mai era un singur loc, însă și celelalte deja sunt copii înscriși. Îi sfătui să se grăbească. Există posibilitatea de a se înscrie pe site sau personal, venind și înscriindu-se la Palatul Culturii. Tehnic vorbind, aceste ateliere au ca scop învățarea adolescenților în a scrie povești despre cetatea medievală, povești oarecum inventate, ca să zic așa, de ei, povești care vor rămâne în repertoriu itineral al cetății, acolo unde este cazul, vor învăța să clădească expoziții, vor învăța ce e la curatoriat, vor face această experiență de săpătură arheologică, care pentru ei va fi un început bun în ideea de a promova astfel de obiective istorice, și în final implementarea proiectului aduce cetății medievale plus valoare, aduce, să zic așa, o mediatizare și o foarte bună promovare a locului, lucru care s-a și urmărit prin valorificarea unor astfel de proiecte. Această tabără creativă este parte din proiectul Ne ocupăm cu cetatea, coordonat de către Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin și implementat cu sprijinul financiar al administrației Fondului Cultural Național. Proiectul pleacă de la nevoia de activare a unor spații locale pentru învățare permanentă oferită adolescenților din comunitatea locală. Obiectivul nostru general este acela de furnizarea unor modalități și metode de învățare interactivă specifice educației culturale și explorării patrimoniului cultural și istoric, cu ajutorul cărora adolescenții orașului Drobeta Turnu Severin înțeleg obiectivele de patrimoniu local și le integrează în zona personală de interes și de implicare activă.